oare cum am putea să facem astfel încât să ne descoperim acele părți, dar să nu-l rănim pe cel de lângă noi? Poate fi, nu știu, pot fi aceste relații virtuale, să le zicem, o variantă de escapadă care să nu-l rănească pe celălalt, sau și asta îl poate răni foarte tare? Infidelitatea poate fi inclusiv desfășurată doar online. Auzim despre asta destul de des și aici această revoluție digitală n-a făcut altceva decât să ne ridice și mai mult mingea la fileu atunci când vine vorba de trădare și de infidelitate, pentru că foarte ușor acum mă așez în fața calculatorului sau iau telefonul în mână și dau un search pe Facebook sau pe Instagram pentru a vedea ce mai face fosta mea iubită, pentru a vedea ce mai face fostul meu partener din liceu, de care probabil că eram extrem de îndrăgostit. Și dacă imaginația mea este suficient de stârnită, probabil că nu o să mă mulțumesc doar cu a obține niște informații, ci voi da un like pentru a capta atenția acelei persoane, voi da o cerere de prietenie și în maniera asta începe să se construiască ceva ce pe moment mă face să îmi spun că nu e niciun pericol, pentru că totul e la distanță, pentru că totul e virtual, pentru că acea persoană e căsătorită și așa mai departe. Însă apare următoarea întrebare din nou: oare ce ar spune partenera mea sau partenerul meu de viață să afle că mă implic în astfel de comportamente? Ori o întrebare și mai bună e: ce aș face eu dacă partenera mea sau partenerul meu s-ar implica în astfel de comportamente? Deci e important de știut că infidelitatea poate veni cu foarte multă energie pozitivă într-o primă fază și ne poate zgândări orgoliul din multe, multe puncte de vedere, însă nu este singura strategie pentru ca noi să reluăm legătura cu părțile pierdute din noi. Însă este o strategie la îndemână, este o strategie ușoară pentru că vine cu rezultate imediate. E mult mai ușor să investesc energie, imaginație într-o nouă poveste de iubire sau să reaprind o flacără care a fost stinsă de foarte mulți ani, decât să pun la modul cel mai serios osul la treabă pentru a readuce starea de bine în relația mea oficială de cuplu, în mariajul meu. Pentru că s-ar putea că acolo să fie o serie de gânduri care să-mi spună că nu merită, că nu are sens, că e prea târziu, că oricum oamenii nu se schimbă și prin asta noi rămânem cumva în zona noastră de confort, fără să analizăm cu adevărat care sunt costurile pe care am putea să le plătim.